Conferința dezbatere Neuropatia diabetică, o afecțiune cu prea multe fețe, din inimă până în vârful piciorului, recunoaște semnele, a fost organizată de către NeuroDiab în deschiderea celui de-al 7-lea Congres Național de Neuropatie Diabetică și Picior Diabetic și a beneficiat de participare internațională. Experți în domeniu din Statele Unite ale Americii, Italia, Marea Britanie, Malta și România, alături de reprezentanții ai asociațiilor de pacienți și mass media, au discutat despre riscurile asociate în particular neuropatiei periferice și celei autonome și despre necesitatea îmbunătățirii prevenției sau limitării evoluției, depistării precoce și controlului acestei complicații a diabetului zaharat. În deschiderea evenimentului, președintele Societății de Neuropatie Diabetică din România, profesor dr. Gabriela Radulian, a vorbit despre necesitatea abordării multidisciplinare în acest domeniu. Mesajul nostru, ca întotdeauna, vizează, în primul rând, pacientul, persoana afectată de neuropatie diabetică și doar în această formulă multidisciplinară să realizăm, de fapt, o abordare în primul rând cât mai precoce a neuropatiei diabetice și în acest mod, totodată, să ne putem implica în abordarea terapeutică a neuropatiei și, bineînțeles, în îngrijirea piciorului diabetic, astfel încât să reducem riscul de amputație. Este evident pentru noi toți că doar în cadrul acestor întâlniri putem realiza, bineînțeles, un schimb de informații, schimb de informații atât de necesar și, de ce nu, putem clădi împreună o nouă abordare în îngrijirea neuropatiei diabetice, astfel încât obiectivul nostru cel mai important vizează creșterea calității vieții persoanei cu neuropatie diabetică și implicit a speranței de viață. Din punct de vedere al promovării, a implicațiilor într-adevăr cu atât de multe fețe ale neuropatiei diabetice și al angajării pacienților. Și sunt foarte fericită să văd că există numai doamna doctor, numai doamna Mesaroș, de asemenea și alți pacienți aici care să fie implicați în aceste discuții. În cadrul conferinței, conferențiar dr. Ioan Andrei Vereșiu a tras un semnal de alarmă legat de faptul că progresele în terapie în neuropatia periferică sunt destul de greoaie. E o realitate, nu lucruri peste care trebuie să trecem. Industria farma este motorul foarte multor progrese în medicină. Tipul de studii pe care necesită și neuropatia și generația de picioarelor sunt atât este atât de complex încât un pic am senzația că lumea, în ghilimele spun acest lucru, este un pic ezitantă să mai înceapă lucruri de mare anvergură. O a doua problemă este că preocuparea pentru picioare a medicilor nu a fost o prioritate în România, consideră el. Din acest motiv, detectarea timpurie a diabetului și a neuropatiei periferice este cheia reducerii numărului de amputații, după cum a explicat unul dintre speakerii veniți din străinătate, profesor dr. Cynthia Formosa, șefa departamentului de podiatrie de la Facultatea de Științe Medicale a Universității din Malta. We know that this is very important in order to avoid both ulcerations and amputations. They are reduced dramatically. From the research we have conducted, we also know that to date, guidelines on the specific tools which one should use in order to detect a peripheral neuropathy is still not very, very clear. I think more research is warranted in this area. We need to conduct more robust research in order to try to identify specific tools which could actually help us detect as early as possible these people who are living with diabetes and who develop this problem, peripheral neuropathy, so that we can start treatment as early as possible in order, as I said, to try to avoid complications, mostly ulcerations, because we know that neuropathic ulcerations are highly prevalent amongst our diabetic patients. God's greatest gift to mankind is pain, and with neuropathy,
pain from porcelain, the patient does not feel pain. Pain is a sensory feedback that tells us straight away that we have a problem. Without that feedback, we don't know that we have a problem. What we do know is the end result of that is foot ulceration. Foot ulceration is a devastating complication of diabetes and peripheral neuropathy. Președintele Rețelei Europene de Învățământ Superior în Podiatrie cere medicilor să regândească strategiile în privința ulcerațiilor piciorului. Profesor dr. Alfred Gatt a declarat că problema este văzută dintr-un unghi prea îngust, iar termenul de screening ar trebui să fie folosit în alt sens. Looking at our patients, we can't do a 2-minute test and say, okay, screening, well, you have a diabetic foot, you have diabetic foot disease from a 2-second, 2-minute exam, 3-minute exam. Okay, it's very easy to recognize those patients who have critical ischemia, who are on the verge of ulcerating, and who are already ulcerated or who have osteomyelitis. Those are the easy parts to do that any clinician can do. We need to go a bit backwards, step a bit backwards, and go into the prevention area rather than the treatment area. Neuropatia diabetică este una dintre complicațiile frecvente ale diabetului zaharat. Aproximativ 50% dintre persoanele cu diabet zaharat ajung să dezvolte o formă de neuropatie. Cauza este nivelul ridicat de glucoză din sânge pe termen lung, care poate cauza leziuni ale nervilor din diverse zone ale corpului, cu impact negativ asupra multor funcții ale organismului. Pentru evitarea afecțiunii este nevoie de depistarea cât mai timpurie a diabetului, iar Maria Mezaroș, președintele Federației Asociațiilor Pacienților cu Diabet Zaharat din România, și-a exprimat speranța că serviciile de prevenție, atât în ceea ce privește diabetul ca atare, cât și complicațiile acestuia, vor fi decontate în viitor.